O subvarianta tulpinii Omicron este în creștere rapidă în mai multe țări. Este cea mai evazivă pentru anticorpi, iar experții epidemiologi văd un risc de creștere ale îmbolnăvirilor COVID până în luna noiembrie. Conform știri diaspora.ro, până în noiembrie ar putea exista un nou val semnificativ de COVID-19, cauzat de o nouă subvariantă a coronavirusului SARS-CoV-2, identificat ca BQ.1.1 și denumit Cerberus. În acest moment nu există certitudini, iar răspândirea este încă limitată. Însă fica lui Omicron este în creștere rapidă în mai multe țări. Având în vedere caracteristicile sale, nu se poate exclude faptul că ar putea deveni o nouă variantă de interes în viitor. Un bioinformatician specializat în evoluția virală a spus că încă 11 zile de date devine destul de clar că Cerberus va genera un val de variante în Europa și America de Nord înainte de sfârșitul lunii noiembrie. Dar de ce a început să domine Cerberus asupra celorlalte tulpini? Motivul, ca întotdeauna, constă în amestecul special de mutații care au avut loc în timpul evoluției naturale a gazdei infectate, ceea ce a făcut ca virusul să fie din ce în ce mai transmisibil și mai greu de neutralizat. Experții se îngrijorează de apariția noii variante Cerberus, ale cărei cazuri se dublează săptămână de săptămână, relatează știri diaspora.ro.